dice care este editată de cele două ministere de externe. Prin urmare, e vorba de o ediție oficială, nu făcută de istorici, făcută de două instituții, Ministerul de Externe. Fost un acord special între cele două ministere. Exact, a României și a Federației Ruse. Este publicat acest text. Acum, potrivit înțelegerii care a existat între cele două ministere când s-a tipărit primul volum, până acum au ieșit două, s-a stabilit așa, textele sunt aceleași în edit, pentru că este o ediție numai în limba română, o ediție numai în limba rusă. S-a stabilit așa, textele sunt aceleași, deci aceleași documente figurează în ambele ediții, dar fiecare parte însoțește textele documentelor de note proprii. Prin urmare, notele care le găsim în ediția românească, nu le găsim întotdeauna în ediția rusă și invers. Notele la ediția românească sunt foarte ample. Și la acest document, la acest acord Rakovski-Averescu, am aici, dar n-am putut să vă citesc, am reprodus în text, dacă nu mi-am dat seama că nu mai era timp. Nota explicativă începe așa. Acest document nu se găsește în arhivele române. Deci Ministerul de Externe declară că acest acord nu se găsește în arhivele Ministerului de Externe și, ceea ce mi se pare surprinzător, în continuare se spune așa. Și nici nu există referiri ulterioare la el. Adică asupra acestui document este evident că partea română a dorit să planeze o suspiciune în legătură cu existența lui. Ce înseamnă asta că nu există nicio mențiune? Ați văzut că în iunie 1918 se discută în adunarea deputaților între Arion și Averescu această problemă. Dar în arhiva Ministerului de Externe, îmi pare rău că nu am adus și acest xerox, există un material care a fost întocmit, cred că prin anii 30, el nu este datat, dar din felul în care e redactat, cred că încă trăia Averescu, că se spune domnul Marșal, sau în orice caz să vorbește cu domnul. Și acolo se comentează acest acord. Ceea ce m-a surprins, și de-aia v-am spus, că cred că nici rușii nu-l mai au, e că în această ediție româno-rusă de documente, trimiterea, știți că la capătul fiecărui document trebuie să indici fondul, unde se păstrează acest document. Trimiterea este la documente în Uniunii Politice SSSR, deci documentele diplomatice sovietice, iar în volumul de documente diplomatice sovietice se trimite la alt volum tipărit din 1935. Niciodată nu apare o cotă. Acum, ultima lucrare a lui Meltiuhov, care discută aceste probleme, nici acolo nu apare o cotă. Cred că se trimite la o ediție de documente a lui Vinogradov din 1993. Deci, e ceva suspect cu acest document. Deci, doamna profesor, l-a găsit în arhivele Ministerului, înainte de 89. Înainte de 89. A fost deci, revoluția așa. Am răspuns domnului Roncea, e într-adevăr această ciudățenie, că în absența documentului nu te poți întemeia decât pe aceste ediții tipărite. Ori, pentru istoric este capital să vadă original. Eu îmi permit să vă dau așa un exemplu. E un istoric care a fost foarte culit, în urmă a ajuns și la închisoare, David Irving, care a fost considerat un revizionist și el a scris pentru care avea una dintre cele mai bune istorie a celui de-al doilea război mondial, cheamă războiul lui Hitler. Și, deși el nu era un istoric de meserie, dar și-a dat o pregătire de istoric ca și cum ar fi un profesionist al istoriei. Și el a avut această curiozitate să meargă să vadă manuscrise, chiar dacă existau ediții tipărite care erau archi utilizate. Și a constatat de pildă un document pe care îl utilizăm toată lumea. Jurnalul Contelui Ciano. Contele Ciano, când în 1943 a fost scos din fruntea Ministerului de Externe și trimis ambasador la Vatican de semnul disgrației, dar avea și convingerea că regimul
Mussolini este perdută, pentru că ținea acest jurnal pe care îi plăcea să-l arate la foarte multe lume, le citea pagini din jurnalul lui, la diplomat, la oamenii politici, a luat și a șters un șir întreg de râsuri, de cuvinte și a scris altceva deasupra lor. Pentru că el nu mai vroia să știe ce a notat, să spunem, în 1940, încât textul pe care îl citim noi este, de fapt, ce vroia Ciano să se creadă că a vorbit în 1940, dar, de fapt, era ce vroia el să se creadă că a vorbit în 1943. Deci, pentru istoric, este capital să vadă originalul. Aici, de exemplu, toată demonstrația pe care v-am citit-o a lui Friedrich Nannu, că Averescu a scris acel nu în dreptul cuvântului Bender. Noi trebuie să vedem, nu știu dacă dumneavoastră care ați avut textul acesta cu Averescu, cu da și nu, era de interes capital să vedem acest original. La ora actuală, ce s-a întâmplat, nu știm. E un mister. Și nu mai consensă. Acum, în legătură cu observația doamnei profesoare Moisu, este foarte adevărat. Nu era, n-am avut posibilitatea să dezvolt această idee, că planul lui Rakovski de declanșare a unei revoluții în România se integra acestei strategii a bolșevicilor de declanșare a revoluției mondiale. Pentru că ceea ce s-a ocultat în timpul lui Stalin, mai ales în cursul de controversii dintre el și Trotsky, privind posibilitatea construirii socialismului într-o singură țară, în special, în speță, în Uniunea Sovietică, este că Lenin, deci părintele Revoluției din Octombrie, nu credea, deci Lenin nu credea că socialismul se poate construi în Uniunea Sovietică dacă după luarea puterii de bolșevici, care trebuia să fie semnalul Revoluției Mondiale, Revoluția nu va birui în principalele țări capitaliste sau măcar într-una singură în Germania. Adică în scenariul lui Lenin, o Germanie sovietică urma să scoată din înapoiere o Rusie sovietică. Și tot efortul Cominternului din martie 1919, când a fost creat, a fost acela de a declanșa o revoluție mondială sau măcar o revoluție în Germania. Rakovski, care cunoștea foarte bine situația din România, fiindcă fusese unul din liderii Partidului Social Democrat, era convins, sunt o mulțime de documente, că România este, ca să spun așa, coaptă pentru o revoluție comunistă. Avea niște planuri extraordinare. Să îl aducă pe regele Ferdinand în fața unui tribunal al poporului, să-l judece pe Ionel Brădeanu și așa mai departe. Și în 1919, eu v-am prezentat anul 1918, dar în 1919, Rakovski, care între timp devenise președintele Consiliului Comisarilor Poporilor din Ucraina Sovietică, deci era conducătorul Ucrainei Sovietice, fiindcă se bucura de încrederea lui Lenin și mai ales a lui Trotsky, a avut acest plan a unui atac concomitent din Ucraina Sovietică, din Rusia Sovietică și din Ungaria Sovietică împotriva României. Și șansa noastră extraordinară, pentru că eu am această convingere că România nu ar fi putut în 1919 să facă față unui astfel de atac concentric, a fost defazarea acțiunilor ca urmare a unei defecțiuni, a unui ataman din armata lui Rakovski, Grigorie, care s-a răsculat împotriva bolșevicilor și mai ales datorită ofensivei lui Denichi, care înainta acum spre Moscova și a fost un moment de tensiune în relațiile dintre Lenin și Rakovski, pentru că Rakovski vroia acest atac împotriva României, Lenin spunea totul trebuie, chiar a și scris un text, totul împotriva lui Denichi. Lenin era de părere că trebuie salvată puterea sovietică, nu sovietizată în România. Și i-a trimis o telegramă lui Rakovski, în care avea această formulă, vă fac direct răspunzător. Dacă trupele care le-ați destinat împotriva României, nu le puneți imediat la dispoziția apărării Moscovei.
Deci, Barkovski, într-adevăr, a fost acest partizan al Revoluției Mondiale și ultima lui biografie, care a fost scrisă de un francez cu simpatii trotskiste și, deci, cartea este foarte favorabilă lui Rakovski, e vorba de lucrarea de biografia lui Pierre Bruet, are ca subtitlu Rakovski sau Revoluția în toate țările. Adică, Rakovski a fost, într-adevăr, un internaționalist care a considerat că securitatea statului sovietic poate fi asigurată numai prin Revoluția Mondială. Și numai mai târziu, în strategia sovietică, dar asta s-a întâmplat după moartea lui Lenin, a venit ideea aceasta că securitatea prin Revoluție trebuie înlocuită prin securitatea prin teritoriu. Adică Uniunea Sovietică să-și creeze un brâu de siguranță, ceea ce rușii numesc astăzi paias bezopasnosti, centura de siguranță care să le protejeze frontierele și asta trebuia să se facă cu țările vecine, nu cu Germania și cu Franța. Nu, cu țările vecine. Și Stalin, care era un timp foarte pragmatic, a fost preocupat în primul rând de problema țărilor vecine, nu de marele puteri capitaliste, unde și el avea îndoieli că se poate ca Revoluția să fie victorioasă. Domnul Băunescu a plecat, eu sper că nu a fost mai o promisiune de circunstanță, asta că Banca Națională va finanța achizițiile. Dacă e adevărat, nu putem să fim decât recunoscător. Iertați-mă, știți că a vorbit în noua legalitate de consilier al guvernatorului. Exact. Nu mai e director ca până acum două săptămâni. Ei, n-am știut care e într-o nouă impostază. Eu care eram fascinat până acum și deja obligat să răspund că eu a vorbit autorizat. Da. Din punct de vedere financiar, este interesat direct și are asemenea legătură. Atunci, la problema cu satisfacție. În legătură cu observația domnului Buzanu. Domnul Buzanu a publicat masiv România în arhivele sovietice, România în arhivele americane, încât domnia sa este un familiar al acestor arhive.